binevenit la formul de bune practici în domeniul siguranței rutiere, organizat de Parteneriatul Român de Siguranță Rutieră România. Asta e sintagmă cu care nu ne întâlnim prea des în discursul media, în discursul public, siguranță rutieră, se vorbește puțin în România și mie unuia ca jurnalist, mi se pare că nu există o preocupare pentru o dezbatere reală pe tema siguranței rutiere. Există preocupare pentru morții din accidente rutiere. Mașinile pe care le conducem sunt obiecte aspiraționale. Ne gândim la ele din punct de vedere al design-ului, al culorilor, al confortului, ce putere au, dar prea puțin dintre noi le privim ca arme. Pentru că ele astea sunt în primul rând, de fapt. Arme, obiecte de 1-2 tone, poate chiar mai mult, pe care le propulsăm cu viteze de 50-60, 100 de km pe oră, 150, sau cât duce motorul, printre alte obiecte care circulă în acest mod. E nevoie de o discuție despre siguranța rutieră și opinia mea că e o chestiune care ține, în primul rând, de educație. Și de aceea o întâlnire cu mine, forumul de astăzi, este binevenită. So, road safety is about all of us, about our families. It's about art, it's not about about business. So this is what I wanted to share with you. Thanking you all for being here. Thanking the media, because I think in this room we are all convinced that we need to do something, but we cannot stay and watch. We must do something, because we know that with the increasing urbanization, the problem will get worse at global level, worse in Romania. We know that the car park, again at world level, but at Romanian level, will increase, which means that if we don't take serious actions, nothing will happen, and the situation will get worse and worse. And road safety, for me, we can bring a contribution by raising the awareness of the public, and this is what we try to do with GRSP, bringing our modest contribution. We can do something, bringing together the private sector, the authorities, the journalists, in order again to share best practices and to talk more to the public about road safety. So this is the objective of the GRSP. I don't want to say more, but I think the most important is to share the experiences, and you have a very good bunch of excellent speakers today. A lot of experiences will be shared, and I'm sure it will be very useful and very interesting. I know that Romania is quite a big country, and as the moderator said in his introduction, the number of road deaths and road collisions in general has a big influence also at the European level. So if you think about all of the targets and all of the objectives that the European Union has set itself in terms of improving road safety for the next decade, it's very important that Romania sort of pulls its own weight in terms of reducing the number of road deaths and making sure that so many of the road deaths, which, as we heard and as we all know, are preventable and avoidable. So we need to make sure that such events will contribute and will be integrated into a larger, more holistic debate in the country about improving road safety in general. And with that, now I want to tell you a few things about my organization so that you know exactly why on earth I was invited here. So I'm not just someone who happens to be Romanian and be working in Brussels. So my organization has been founded in 1993, and it's the only EU-level non-governmental organization that has as its primary goal reducing the number of injuries and deaths in transport. There are several other organizations which are working in Brussels and whose activities do touch upon road safety in one way or another, but ETSC is the only organization who has taken reducing the number of deaths and injuries in transport as its primary goal. And to do so, and to fulfill this mission, we're trying to make all of our recommendations be science-based, and we're trying to stay independent from any influences, financial or of any other nature.
In our work, we do gather up the interests of 46 member organizations, which are scattered all over Europe. We're trying to aggregate the best knowledge, the best practice, and the best research at the European level, and trying to make sure that what is being done at the national level is taken up as a good practice example and translated into policy, sometimes at the EU level. As I was saying, we're trying to achieve independence also in terms of funding, and we have very strict rules of how organizations or companies can support us. And of course, during the 20 years since my organization has been founded, we have built a strong network of researchers, practitioners, policymakers who contribute to our work in order to ensure that we're not only independent, but the advice that we're giving to institutions and sometimes also to national governments is of the highest quality and can actually be taken up and used. So just to give you a little bit of background on how road safety is seen at EU level and where we're standing, I hope that all of you have heard and all of you know about the EU target of halving road deaths by 2020. So given that we had somewhere around 31,000 people who lost their lives on the roads in 2010, this translates into no more than 15,500 road deaths by 2020. This is a very ambitious objective, as I hope most of you know, and however, it has been endorsed by both the European Parliament and by the transport ministers in all of the EU countries. So it has been taken up as a goal by the Union itself, and that's why I started by saying that each country is supposed to be pulling its own weight in trying to achieve this target. Now, the target has been set based on a high pace of reductions, and it's not the first EU target for reducing the number of road deaths. We've had one to reduce deaths between 2001 and 2010. You will see the data soon enough, but even though that target was set somewhere in 2003, just after the baseline was set, we did have several countries, and you'll see here some countries who had relatively bad starting point. We have had countries which are what we call road safety champions, so they had a good situation before. What's really important is to know that progress can be made regardless of the starting point of one country. So even if a country is doing well in terms of road safety, or if it hasn't been doing so well, progress can always be achieved, and this is one of the messages that we're always trying to bring forward, that regardless of the starting point, there's always room for improvement in road safety. So I want to show you what was the effect of the road safety target for 2001-2010, because sometimes we lose sight of the big picture, and we're trying to see. Yeah, first of all, let me just quickly explain this graph. If you look here, this is the cumulative number of all of the road deaths which were prevented compared to the baseline scenario 2001. So you will see that actually targets are a very strong measure to concentrate the efforts of all of the stakeholders in order to be able to improve road safety. I will get back to why the target is important, because there's also a need. And we do see it from the European level. There's a need in Romania to actually be serious about setting a road safety target and trying to come up with measures and strategies to improve it. But also, I was asked to give you a little bit of an estimate also of what this means. The European Transport Safety Council has calculated what is the value of preventing one fatality on EU roads, and you do see it in terms of the numbers there. Basically, it's this number here. Basically, by improving road safety throughout 2001-2010, the EU has collectively gained 176 billion euros, billion, by improving road safety. There is a high level of savings available. Think of all of the bailouts that we've had, think of all of the national debts that some of the countries are in. That's the life-saving potential that comes just from preventing road deaths. So it doesn't only make sense to improve road safety, as the moderator said, and I hope, as all of you know, from an ethical point of view, but it's also, it makes good business sense to improve road safety.
Totul probabil știți cu toții accidentele rutiere. Sunt cu siguranță primul exemplu la care oamenii se gândesc atunci când este vorba de beneficiile primului ajutor. În fiecare an, mult prea multe persoane sunt rănite de drumurile publice și, din păcate, mult prea multe își pierd viața. Și, după cum puteți vedea în cifrele din imagine, mai mult de 50% din decesele din accidentele rutiere au loc imediat după accident, 15% în primele 4 ore, iar restul de 35% după 4 ore de la producerea accidentului. Sunt multe lucruri care ar trebui realizate, după cum foarte bine știți cu toții, începând de la îmbunătățirea siguranței rutiere, de la îmbunătățirea răspunsului medical de urgență, tratarea traumatismelor cât mai curând posibil. Din păcate, uneori trece prea mult timp până ambulanța ajunge la locul accidentului. Și de aceea, acordarea corectă a primului ajutor în primele minute după accident este esențială. După cum bine știți, obiectivul principal în strategiei naționale pentru siguranța rutieră 2011-2020 este reducerea deceselor cu 50% și probabil se lucrează la această strategie și vom reuși să ne atingem și noi obiectivul pentru perioada următoare. Eu vreau să subliniez încă o dată importanța nu doar a cunoștințelor pe care ar trebui să le avem pe probleme de prim ajutor, ci mai ales a abilităților practice. Probabil la școala de șofer cu toții am învățat anumite noțiuni teoretice, mai multe sau mai puține. Dar, după cum există o vorbă românească, teoria ca teoria, practica ne omoară. Este foarte important ca cei aflați la locul accidentului să știe exact ce să facă, sau poate mai mult decât atât, ce să nu facă. Iar asta se poate rezolva. Noi ne-am gândit la câteva soluții. Începând cu standardizarea pregătirii de probleme de prim ajutor în școlile de șoferi. Și ne referim la standardizarea pregătirii teoretice, dar și practice. Să existe un barem de informații pe care toți conducătorii auto să le aibă și un minim de manevre pe care să știe să le efectueze corect. Și acest lucru ar fi de dorit să se facă practic în timpul pregătirii din școlile de șoferi. În primul rând, cu toții cunoaștem faptul că în momentul de față parcul auto și numărul posesorilor de permise de conducere din țara noastră a crescut semnificativ, ajungând în momentul de față ca în România să fie matriculate peste 5,7 milioane de autovehicule, iar numărul posesorilor de permise de conducere depășește valoarea de 6,8 milioane. De asemenea, trebuie să discutăm și vis-a-vis de identificarea fenomenului moto și apariția unor noi categorii de participanți la traficul rutier, motocicliști, mopediști și conducători de ATV-uri. De asemenea, discutăm despre eficientizarea activităților de aplicare a legii și, bineînțeles, nu trebuie să uităm și influența crizei economico-financiare din ultima perioadă de timp, care a influențat într-o mare măsură, credem noi, creșterea acestui grad de siguranță rutieră. De ce spun acest lucru? Până acum, o parte din companiile din țara noastră s-au preocupat, dar noi dorim ca și de acum încolo și cele care s-au preocupat să continue aceste aspecte, dar și cei care nu au avut o aplicare prea mare pe acest segment să crească cumva, să contribuie la creșterea gradului de siguranță rutieră prin responsabilizarea conducătorilor auto din parcul intern. De asemenea, vorbim de un alt reper major și anume adoptarea de noi acte normative cu incidență în materie. Poate cunoașteți și dumneavoastră, în luna ianuarie a fost introdusă legea 203 privind obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducătorii de mopede din țara noastră.
De asemenea, dotarea sistemelor de siguranță activă, prin dotarea autovehiculelor, dezvoltarea acestor sisteme și, bineînțeles, dezvoltarea intervenției post-accidente, tot programul de NLS, astfel că echipajele de prim ajutor, în tandem cu echipajele de poliție rutieră, au reușit să intervină într-un timp cât mai scurt în urma apelurilor primite de la apelul unii de urgență 112. Dacă vorbim despre siguranța rutieră, trebuie să precizăm și următoarele lucruri care, într-o oarecare măsură, au fost prezentate și de către antevorbitori. Astfel, dacă la finele anului trecut rata mortalității în România se afla la 90, era de 96 de persoane decedate în urma, la 1 milion de locuitori, trebuie precizat și efortul susținut, efortul poliției rutiere și al celorlalți factori cu atribuții în domeniul siguranței rutiere, pentru că în anul 2008, dacă bine știți și dumneavoastră, această rata mortalității era de 142 de persoane decedate la 1 milion de locuitori. Astfel, au fost depuse eforturi pentru creșterea acestui grad de siguranță rutieră. Dacă vorbim despre implicarea poliției în, în această creștere a gradului de siguranță rutieră, trebuie să vă precizez următoarele lucruri. Poliția rutieră, în ultima perioadă, a adoptat un nou concept de acțiune bazat pe două mari paliere, pe de o parte activitățile de impunere a legii, dar pe de altă parte și activitățile preventive educative. Dacă vorbim despre aceste activități preventive educative, începând cu anul 2009, la nivel național, a fost lansată și este și în derulare și în momentul de față, o amplă campanie intitulată Alege Viața. Poate ați observat pe toate materialele realizate de către Poliția Rutieră din România, avem sigla campaniei, prin care noi urmărim conștientizarea participanților la trafic asupra riscurilor la care se expun în situația încălcării normelor rutiere, iar pe de altă parte încercăm și determinarea unui comportament responsabil în trafic de către toți participanții la traficul rutier. Pe de altă parte, dacă vorbim cel de-al doilea palier, de aplicare fermă a legii, trebuie precizat și următorul lucru, Poliția Rutieră își concentrează modul de acțiune pe principalele cauze generatoare de accidente rutiere, acționând în baza analizelor realizate în ceea ce privește accidentele produse la nivel național, acționându-se în zonele și intervalele orare cu riscul de producere a unui accident cel mai mare. Astfel, caracteristicile din momentul de față ale traficului rutier sunt rețeaua rutieră, după cum bine știm, încă subdimensionată și insuficient modernizată. Vorbim aici și de satul linear existent încă în România și în acest context de această unire, aș putea spune, între traficul local și cu cel de tranzit, care nu ar trebui, practic, să se întâlnească, dar, bineînțeles, e vorba de un efort financiar și acesta probabil că se va face în timp. Vorbim despre și o slabă dezvoltare a sistemelor inteligente de dezvoltare și supravegherea traficului rutier, ceea ce ne determină ca o mare parte din resurse polițiști încă să acționeze pentru fluența traficului și în detrimentul acționării pe cauze generatoare și pentru creșterea acestui grad de siguranță rutieră. Vorbim și despre carențe în educația rutieră a participanților la trafic, un oarecare formalism în pregătirea viitorilor conducători de autovehicule, avem și problema ineficienței sistemului de executare a sancțiunilor rutiere, despre care se tot vorbește în ultimul timp, și nu în ultimul rând, accidentul rutier, care este un subiect de presă, dar care a devenit un subiect banal, poate că și din dorința de a trata oarecum ca un element senzațional. Se uită acel element de prevenție pe care ar trebui să-l prezentăm în situația în care un asemenea eveniment rutier este prezentat, deci pe un post de televiziune sau un post de radio. În acest sens, ar trebui să precizez obiectivele Poliției Rutiere Române, acelea de atingerea obiectivului asumat și de către Uniunea Europeană de reducere cu 50% a persoanelor decedate în accidente rutiere până în anul 2020 și, bineînțeles, creșterea gradului de siguranță
a traficului rutier prin reducerea progresivă a numărului de accidente rutiere grave în contextul adoptării strategiei europene privind rănirile grave rezultate din accidente rutiere, axându-se pe cei trei piloni importanți, concept de acțiune, o actitudine proactivă și o transparență a acțiunilor. Vreau să vă spun că la nivel european, dintre cauzele care duc la accidente, 85% din cauze principal este cauză factorul uman și celelalte 15% se împart între factor tehnic, vorbind de vehicul, infrastructură și condiții meteo. Sigur că poate în România un procent mai mare poate fi atribuit stării infrastructurii, dar de departe factorul uman este cel asupra căruia cu toții trebuie să ne concentrăm și să acționăm pentru a permite o reducere a accidentelor. Sigur că am văzut niște cifre zilele astea vis-a-vis de numărul de morți raportat la sub 1 milion de locuitori din diferite țări din Europa. România era undeva la 90-96 în scădere, sigur, și am înțeles că ne propunea să ajungem undeva la 60. Vreau să vă spun că Suedia, de exemplu, își propune să ajungă la 0. Își propune la 0 pentru că orice altă cifră spune că suedezii spun că nu ar fi realist. De fapt, aia ne dorim, să nu mai avem niciun fel de victimă. La prima vedere, poate aș pare așa un lucru absurd, utopic și așa mai departe. Dar oamenii și-au setat această țintă tocmai pentru a face tot ce se poate și tot ce ține de ei ca să ajungă să aibă cât mai puțin sau chiar zero accidente. Sigur că la noi, în România, vorbim în primul rând de aplicarea legii, ceea ce e foarte important, de elaborarea ei, care cred că ar trebui făcută în parteneriat cu cei care trebuie să o aplice, că sunt profesioniști sau amatori. Și sigur, m-am bucurat că am văzut în prezentarea colegilor de la poliție că vorbim de responsabilitatea tuturor factorilor, tuturor participanților la trafic. Aici vorbim și de conducători auto-amatori, profesioniști, vorbim de pietoni. Pietonii sunt menționați între cauzele principale ale accidentelor rutiere din România, dar de asemenea și administratorii drumurilor, administratorul căi ferate, acolo unde se întâlnește cu drumul și are bariere, și alți factori care, sigur, au un rol de spus în zona asta de circulație rutieră. E foarte simplu să vină cineva să arate doar conducătorii auto sau să-i arate pe conducătorii autoprofesioniști. Voi sunteți de bine sau unii sau alții sunteți de bine. Cred că trebuie să ne uităm și să încercăm să facem lucruri cât se poate de aplicabile, de normale și, sigur, pentru cu responsabilizarea tuturor participanților. Cred că este extraordinar de important acest lucru. Și, de asemenea, să nu este niciun fel de discriminare, nici măcar între români și străini, mai ales la noi acasă. Pentru că astăzi, din păcate, există acest lucru. Conducătorii autostrăini sancționați în România nu plătesc niciodată nici amendă și nimeni nu urmărește și ne-am dorit ca acest lucru să se schimbe în măsura în care vor exista anumite schimbări în legislația din domeniu, care, sigur, că ne dorim să fie făcută într-un fel mai așezat și pașnic, să zicem, prin Parlament și o balanță de urgență. Că știm când e Crăciun, în fiecare an trebuie să ne trezim pe 23 decembrie să mergem să căutăm cadouri. Deci, lucrurile astea trebuie timp. Ca reprezentant al autorității rutiere, pot să spun că în ultimii ani am aplicat profund asupra două direcții care le-am considerat că țin de atribuțiile noastre. Pentru că, așa cum am spus și antropologitorii mei, există mai mulți factori care conduc la siguranță. Cel mai important este faptul urban, facem infrastructura și, bineînțeles, mijlocul de transport. Am auzit tot felul de statistici, atâta tot felul de parcuri cu privire la costul social al accidentului, la care sunt procentele cu privire la factori și așa mai departe. Cu siguranță, peste 60-70% din factorii care determină accidente sunt factori umani. Dar avea de fapt, umani sunt la altă simță, la vorba despre respectarea legii, dar nu atât de respectarea legii, cât de educația a factorului umani, ceea ce privește circulația pe lumea publice, cu mijloace alte. Și aici vreau să vă împărtășesc că noi am promovat și iată că începând de până la viitoare,
de la organizarea școlilor de șoferi și la omul din inspirarea viitorilor șoferi. De ce este important această reglementare? Pentru că lumea asupra ei, asupra vechii reglementări până acum mai de zile, am constatat și îmi pare rău să o spun de asta, este realitatea, că școlile de șoferi erau, de fapt, școlile lor permise. Și nu știu, școlile de învățat pilotajul. Am făcut schimbări majore, nu vor produce efecte începând din luna noiembrie, când va intra în vigoare această reglementare. Pot să vă spun că se vor crea școlile de șoferi, se introduc soluțiune în grad de promovabilitate, mai pe spunea în grad de promovabilitate, pe spunea ce se referă la turismul. Dar acest lucru s-a făcut simultan cu câteva alți factori, și anume, de exemplu, introducerea mijloacelor de înregistrare audio-video și traseu GPS la mașină de examen. Precum și instituirea examenului în cadrul școlii de șofer. Practic, aceste trei elemente vor tria tunelul la piața liberă a instruirii conducătorilor, A fost un proces destul de greu, a durat peste un an de zile dialogul social cu toți partenerii. Și acum, cred că până la urmă, anul acesta am reușit să facem această reglementare, să o publicăm și va produce, cum am spus, efectul de luna viitoare. Celălalt factor este important pentru siguranța rutieră, este starea infrastructurii, unde circulă autovehicule. În 2008 a avut o directivă europeană, 96, care se referă la auditul pentru siguranța infrastructurii rutiere și inspecția pentru siguranța infrastructurii rutiere. Sunt două măsuri foarte simple. Una se referă la lucruri care urmează să se întâmple, și anume autostrăzi, șosele noi sau altele care intră în reabilitare, pe când inspecția se referă la tot ceea ce există. O să vă împărtășesc că în momentul în care am început să ne confruntăm cu acești termeni, nici n-am știut unde s-o apucăm, era un domeniu foarte nou, extraordinar de nou. Pentru care mărturisesc că am tradus mii de pagini, peste 3.000 de pagini, din literatură de specialitate din toată Uniunea Europeană. Ne-am informat la țări cum Suedia, despre care vorbea domnul Dumnezeu, cum au procedat, cum au ajuns la un procent atât de mic ca cinematic. Și am descoperit că atât ei, cât și alții, precum Olanda, precum United Kingdom, precum alte state, chiar și Franța, au reușit să reducă numărul de accidente, preocupându-se de siguranța infrastructurii. Evident că în domeniul acesta ar trebui să elaborăm o grămadă de checklist-uri, pentru că atât auditul, cât și inspecția se bazează pe niște liste de verificare și se finalizează cu niște rapoarte care devin obligatorii pentru administratorii lucrurilor. Spre exemplu, acostamentele, dacă sunt făcute corect, vegetația, dacă nu acoperă mijloacele, elementele de semnalizare, dacă ele există, dacă sunt corecte, dacă liniera drumurilor s-a făcut corect, dacă parapeții care sunt pe marginea drumurilor respectă standardele cu privire la ondură, la grosime, la distanță dintre stâlpi și așa mai departe. Sunt elemente foarte tehnice. Vreau să spun că, de exemplu, pe un audit de siguranță infrastructurii rutiere sunt peste 100 de pagini de ciclism, cu probleme de siguranță, care până astăzi în România nu erau atât considerate. Speranța noastră a autorității este ca maxim o lună de zile reglementarea cu privire la aceste normative să intre în vigoare. Ea a fost întârziată pentru că România avea un gol în ceea ce privește standardele tehnice cu privire la elementele de siguranță. Ele au fost ulterior încet adoptate din achizul comunitar. Iată că acum le avem. Începem să avem checklist-uri, începem să avem o grămadă de lucruri care vor deveni niște instrumente extrem de puternice în ceea ce privește atât inspecția cât și auditarea. Nu aș dori să vă lăpesc timpul și vreau să intru în elemente foarte tehnice, dar singurul lucru care vreau să mai spun acum la final este că autoritatea rutieră și, mă rog, Ministerul Transportului este foarte preocupat de instituțiile, sunt extrem de ocupate de siguranța infrastructurii și, în general, de siguranța rutieră, pentru că eu am auzit mai multe estimări, dar ele se învârt toate între 2 și 3% din PIB costul accidentelor în România. Costul social al accidentelor nu există încă o formulă care a fost stabilită. Nu mai am încercat să găsim fiecare stat are o altă formulă. Dar indiferent care ar fi formula pe care o luăm, trebuie să ne gândim că noi toți
absolut toți aici, a plătit pentru accident. Există un cost social al accidentului. Vă dau un exemplu ca să nu înțelegeți de ce. Eu care probabil nu am nici mașină și nici lucruri de stradă, dar are soția mașina, eu plătesc cost social. Pentru că trebuie să plătesc pe cea. O societate de asigurări este o societate privată. Nu poate să meargă pe pierdere. Dacă crește, crește numărul de accidente, până și plata RCA-ului banală crește. Eu nu vorbim numai de costul fundului, nu mi l-a trimis Dumnezeu, el există și cost. Costul care suportă poliția de se deplaseze la accidente. Costul de spitalizare, costul de reparare a infrastructurii și așa mai departe. Toate astea sunt bani publici, într-un fel sau altul. Toate vin din buzunarul nostru. Acum, încă o dată repede. Există mai multe formule de calcul, am văzut o grămadă. Oricare am aplicat, în România este între 2 și 3%. Pe pentru care rezultă automat, ca și instituție, preocuparea noastră pentru bani public. În primul rând, întrebarea este cum stăm? Cum stăm la capitolul accidente? Dacă ne uităm puțin la aceste cifre, vom vedea că în anul 2008, când se spune că a fost vârful de morți, sau cei mai mulți morți în România, au fost 3.000 de morți, într-adevăr, și 6.000 de răniți grav, ceea ce au însemnat aproximativ 9.000 de răniți grav plus morți. Cifrele nu sunt exact atât, de vorba de 2.900 și ceva și 5.900 și ceva de răniți. Dacă ne uităm la anul 2012, unde statistica arată că stăm mai bine decât în 2008, în sensul că au scăzut morții la 2.048 sau 2.042, cum spunea domnul Andrieș, deci dacă ne uităm aici, spunem că stăm mai bine. Dar nu stăm mai bine, pentru că avem 8.800 de răniți grav și mai avem 24.000 de răniți ușor până anul 2012, ceea ce înseamnă un total de 10.000 și ceva de morți plus răniți. Părerea mea personală este că numărul de morți nu a scăzut pentru că noi conducem mai bine, mai eficient, mai sigur, ci pentru că mașinile au devenit mai bune, sunt din ce în ce mai multe mașini cu sisteme de siguranță pasive mai dezvoltate. Asta este, să zic, părerea mea personală, probabil se poate demonstra. Raportarea la 1.000.000 de kilometri. Am tot văzut aici la 1.000.000 de persoane. Raportarea de morți sau de răniți la 1.000.000 de persoane. În cazul României nu este corect. Și aici o să dau puțin peste cap toate, să zic, statisticele de până acum, pentru că în România conduc aproximativ 30% din cetățenii români, adică se depinde acum mai e și cine ne numără, că unii spun că suntem 18, unii spun că suntem 22 de milioane, dar dacă facem o medie de 20 de milioane, vom vedea că la 6 milioane și ceva de permise, cam 30% din persoanele din România conduc. În alte țări cu care comparăm, procentul este mult mai mare, 40, 50, chiar 60% din persoane conduc. Și atunci statistica corectă este să ne raportăm, realitatea este să ne raportăm la 10 milioane de kilometri parcurși. Și dacă ne uităm la cum stăm la 10 milioane de kilometri parcurși, nu stăm deloc bine. La 10 milioane de kilometri parcurși, vedem, media europeană este de 80 de morți la 10 milioane de kilometri parcurși și vine și România. Asta este adevărata statistică la 10 milioane de kilometri parcurși. Știu că pentru anumite zone nu convine această statistică, dar aceasta este practic realitatea. Ce este de făcut? În primul rând, trebuie să vorbim despre, nu se vede bine sus acolo, educația în școală. Educația în școală, ne referim aici la ce se învață în școală, generală în liceu, unde nu stăm bine, se fac anumite lucruri, dar nu suficient. Urmă vorbim despre școlile de șoferi, școli de șoferi care sunt practic școli de luat permisul. La o școală de șofer nu este suficient să înveți să pleci de pe loc, să faci viteză, să semnalizezi dacă ți-aduce aminte sau nu. Faturile nu nici nu prea are rost să le aprinzi, că doar dormi noaptea și nu are rost să le mai aprinzi și atunci sunt șofer pentru că am luat permisul. Și școlile de șofer ar trebui să te învețe mult, mult, mult mai multe lucruri. Și avem surpriza că la cursurile de conducere defensivă vin oameni care nu știu foarte multe lucruri legate de, să zic, elementele de bază pentru a conduce mașina în siguranță. Și aș vrea să discut puțin, să vă spun puțin despre managementul călătoriei, o noțiune aproape necunoscută la România. Ce înseamnă managementul călătoriei? Este
primul rând pentru companii, pentru cei care au mulți conducători auto, înseamnă, pe de o parte, sisteme de monitorizare, ca să știi pe unde este mașina, ce face mașina și să nu facă șoferul foarte multe greșeli, acel sistem care îți transmite și dacă depășește viteza, și dacă nu-și pune centura, și dacă accelerează, frânează brusc sau face anumite manevre, să zicem, incorrecte. Dar înseamnă și pregătirea conducătorului auto înainte de a pleca în călătorie, ca atunci când pleacă conducătorul auto, să zicem, de la București la Zalău sau de la București la Turcia sau în altă zonă, să nu plece pe unde vrea el, cum vrea el și cum crede și atunci să facă greșeli pentru că pur și simplu nu s-a organizat bine, ci să se facă o pregătire de către managerul de călătorie. Și nu în ultimul rând, și ajung la punctul la care să zic că sunt cel mai interesat sau sunt cel mai implicat, e vorba de cursuri de conducere defensivă. De ce conducere defensivă și nu altă denumire? Pentru că defensiv înseamnă să te aperi, să te aperi de ce ar putea să greșească altul sau de ce ar putea să greșești și tu. Și atunci când mergi pe stradă trebuie să știi cum să faci în așa fel încât să nu greșești sau să știi să te aperi. În primul rând, pot să vă spun că Michelin a început să se implice în, în proiecte de siguranță rutieră foarte timpuriu și a venit firesc în 1910, când am creat primele hărți pentru șoferi, care conțineau informații prețioase privind cele mai sigure rute, precum și cum să-ți pregătești o călătorie în siguranță. Însă, de-a lungul timpului, ne-am implicat și în alte direcții, tot care mergând spre siguranța rutieră, spre reducerea numărului de accidente. Și am făcut acest lucru în primul rând, prin parteneriate globale și locale, dar și prin anvelopele noastre, prin care ne-am dorit să aducem o aderență cât mai bună, deoarece anvelopele au luat un rol foarte important în siguranța rutieră. Acesta fiind primul singurul lucru care e în contact între mașină și carosabil. De asemenea, activitățile pe care le-am avut la nivel global, am încercat să le implementăm local, în locurile unde avem uzine și unde le desfășurăm activitatea, în diferite proiecte pe care o să vi le explic acum. În primul rând, avem parteneriate cu GRSP. După cum vă suntem aici alături de ei la acest eveniment și vreau să le mulțumesc pentru invitație. Este un parteneriat pe care l-am început în 2009 și pe care îl vom continua prin acțiuni de siguranță rutieră la nivel global și local. Apoi, prin proiectul ROSIP, care este un proiect foarte frumos, început în 2009. Este un proiect adresat tinerilor, deoarece ne-am dat seama că aceștia sunt cei mai vulnerabili, sunt cei mai expuși accidentelor rutiere, dar în același timp ei își pot modifica cel mai ușor comportamentul și sunt mult mai receptivi la mesajele privind siguranța rutieră. Și dintre proiectele pe care le-am avut în ultimii ani în România, pot enumera Junior Bike, un proiect adresat micilor bicicliști, în care am învățat pe aceștia importanța puternică și de protecție, dar și proiectele desfășurate la Zalău și la Ploiești, cum ar fi Eu și Strada, un proiect făcut în parteneriat cu autoritățile locale, cu grădinițele și școlile din zonă, prin care am învățat pe aceștia care sunt principalele reguli de siguranță rutieră, ca apoi împreună cu ei să mergem să le răspundim mai departe. Parteneriatul cu FIA, Federația Internațională de Automobilism. Anul trecut am început un proiect nou, care pornește de la 10 reguli de bază, 10 reguli de aur pentru siguranța rutieră. Este un proiect care va fi implementat până la sfârșitul acestui an în mai multe țări, inclusiv în România. Managementul de trafic rutier, pentru cei care sunt mai puțin informați ceea ce înseamnă, are câteva componente. Este, în primul rând, un sistem de analiză a ceea ce se întâmplă într-o intersecție. Un set de senzori care măsoară sau controlizează numărul de mașini care intră sau se află adecvat într-o intersecție. Există un controlor care face managementul semaforilor și de unde verde sau restricționează accesul. Și există un software care analizează tot ceea ce senzorii respectiv transmit. Senzorii respectivi introduc datele într-un software special, cum am spus, care mai departe printr-un algoritm, calculează care ar fi timpul minim sau timpul cel mai bun de așteptare punctuală. Asta înseamnă că în timp, de exemplu, să luăm la orașul București, acest sistem micșorează numărul de ore sau numărul de minute pe care participanții se află pe trec în trafic. Există în sistemul acesta de management a traficului rutier și o componentă de monitorizare video. Monitorizarea video poate face pur și simplu doar monitorizarea ce se întâmplă, care este nivelul de trafic, dar poate face și o recunoaștere a numărului de matriculare sau poate să detecteze ce se întâmplă la nivelul incidente.
Există și un centru de comandă, care este, de fapt, modulul inteligent, acolo se prelucrează datele, dar acolo sunt operatori umani care, pe baza informațiilor video și a informațiilor din transmisiile de senzor, pot lua decizii, chiar face chiar managementul situațiilor de urgență. Orice sistem de management de trafic rutier nu ar fi eficient, dar n-ar fi integrat cu unul de optimizare a transportului public. Ce înseamnă un public transportation management system sau un acest sistem de transport public? Înseamnă de fapt că toate vehiculele sunt monitorizate și se calculează timpul necesar pentru parcurgerea unei rute, timpul necesar de a se deplasa între două stații, în așa fel încât, atunci când ele se află în întârziere, sistemul de management al traficului se știe să dea unde merg. Cum cineva mai devreme a prezentat, este mult mai important ca transportul local să desfășoare în bune condiții, pentru că acolo riscul este mai mic pentru accidente, iar numărul mare primează fața unui mic. Ceea ce înseamnă că, de fapt, software-ul inteligent de care vorbeam mai devreme, dă prioritate în transport, sau poate da prioritate, nu este o decizie unilaterală a sistemului, poate da prioritate transportului local. În afară de sistemul acesta de management, există și o componentă de informare. Un călător mai bine informat asupra timpilor pe care ar putea să-i petreacă în trafic, este un călător care participă cu mai puțin la amprenta de carbon sau care este expus problemelor din traficul rutier mai puțin. Asta e un motiv pentru care componenta aceasta de trafic, de management al traficului, are și o componentă de informare a călătorilor. Ce a făcut UTI în domeniul ăsta? Păi în București există 230 de intersecții deja introduse în sistemul acesta de inteligent de trafic management. 300 de autobuze sunt conectate și ele la acest sistem. 230 de intersecții înseamnă doar o parte de intersecții din București. Sistemul performează acum doar pe baza datelor de intrare din anumite intersecții. Pentru o și mai bună performanță a sistemului, ar trebui să integrăm toate intersecțiile din București și atunci performanța ar fi la nivelul optim. Există, evident, și un sistem de supraveghere video și un centru de comandă. În Iași, o implementare recentă, 15 intersecții și acest sistem de prioritizare public, în Zalău. În afară de România, UTI s-a implicat în dezvoltare regională și, ca urmare, câteva proiecte, printre care cei din Polonia, la Cecil, au fost cu succes implementate. Mai sunt, cum vedeți acolo, câteva orașe pe care mai mici, de dimensiuni mai mici, pe unul de 30 de intersecții, unde am făcut astfel de implementări. Din datele statistice pe care noi le-am cules din informații oficiale în Comunitatea Europeană, accidentele rutiere provoacă anual peste 25 milioane de răniți și 35 milioane de răniți. Cum spunea cineva mai devreme, pierderile economice se ridică la peste 500 de miliarde anual. La nivel european, acestea ajung până la 160 de miliarde. În total, într-adevăr, acea politică implementată de Comunitatea Europeană între 2001 și 2010 a dus la reducerea cu 43% a numărului de decese, numai că România asta a dus la 3%. De fapt, am ajuns să constatăm că în 2012 ne aflăm cu un loc destul de primejdios, așa țin nemulțumitor pentru noi, în ceea ce crește numărul de decese în accidente, cu 96 de persoane la milionul de locuitori. Asta este, de fapt, o creștere în 2012 față de 2011. Noi credem că, de fapt, cel mai important lucru la care trebuie să lucrăm, am luat primul motiv, este combaterea vitezei. Ea este cauza principală pentru accidente și ar trebui, de fapt, să ne adresăm acestea. Cum s-ar putea face acest aspect? Păi, ne îmbunătățirea infrastructurii, un lucru care, sigur, depinde de mulți factori, finanțări, în primul rând. Iar al doilea, combaterea vitezei. Și credem că soluțiile pe care noi le vom prezenta sunt destul de eficiente. Ce ar însemna un sistem modern de combaterea vitezei excesive? Și noi când vorbim de, apropo de rezultate, ne gândim că ar trebui să urmăm, nu știu dacă modelul ne lipsesc neapărat, dar să instituim un sistem pe care după aceea să ne asigurăm că funcționează, că sistemul are reguli pe care lumea le respectă. Sistemul de care vorbim noi este efectiv banalul rata, pe care îl știm cu toții, numai că noi credem că ar trebui să existe radare instalate autonome, independente, care să funcționeze non-stop și care să poată procesa volume mari de trafic rutier,
Astfel, în industrie, fiind autonomii, se elimină și interacțiunea directă cu conducătorii auto. În beneficiu ar fi că timpul de implementare este mai mic. Nu mai nevoie să paseze mașini. Ar crește rata de amendare și s-ar elimina susceptibilitatea de corupție. Un sistem de monitorizare cu radare nu este suficient. Ar trebui să existe un centru de procesare a contravenților. Ar trebui să fie compus o zonă securizată, un acces restricționat. Ar trebui să existe o primire și o procesare automată. Și ar trebui să urmărească în casa de amenzilor. Astfel să asigura o confidențialitate, ar fi un personal de plus, pentru că asta ar crește costurile și n-ar fi eficient. Și ar crește, într-adevăr, rata în casă. Deci, în ceea ce privește Aparova București, în perspectiva noastră, siguranța rutieră abordăm din câteva puncte de vedere. În timpul muncii, coliziune auto, accidente rutiere cu vătă mare sau accidente rutiere cu vătă mare în zona șantierului, dar și în timpul liber, pentru că toți, așa cum au spus și antevântitorii mei, suntem ori pasageri, ori conducători auto, ori mergem în vacanță, deci toți suntem participanți la trafic. Ce se întâmplă în viața de zi cu zi la Aparova București? Aici avem o cazuistică reală. Câteva cifre legate de Aparova București. Specificul activității noastre este că marea majoritate a kilometrilor parcurși, care nu sunt deloc puțin, circa 450.000 de kilometri lunar, îi parcurgem în general în zona municipiului București. Avem o flotă de circa 687 de autovehicule în creștere și de 344 de auto-utilitare, care este în descreștere. Motivul este că specificul activităților noastre este de a avea intervenții punctuale și din ce în ce mai mici, având în vedere faptul că investițiile mari le-am făcut deja. Din punct de vedere al factorului uman, Aparova București are circa 190 de șoferi profesioniști și aproximativ 850 de șoferi amatori. Evenimentele rutiere ocupă un loc important, practic reprezintă peste 50% din numărul total de deviații sau de incidente fără urmări care sunt înregistrate în sistemul nostru de management. Aici contabilizăm evenimentele rutiere indiferent de natura urmării, de la coliziuni foarte simple până la coliziuni care au urmări mai importante. Desigur, pentru minimizarea impactului acestor evenimente, punem în practică diferite măsuri, măsuri care se supun unei ierarhii a prevenirii. Evident că cele mai, cele mai eficiente sunt cele de natură tehnică, pentru că le nu țin seama de factorul uman. Dar și partea de conștientizare și de instruire și de creșterea competenței a factorului uman reprezintă un lucru de interes. So what I'm going to do is I'm going to talk very briefly about give a global snapshot of road safety from our perspective. But then I'm going to talk about partnerships. I'm going to talk about private sector engagement, how GRSP engages with the private sector and how GRSP works in partnership. And partnership we've heard a little bit about today already. It's so important to engage the different sectors, from legislation to enforcement, the journalists for public awareness, and obviously education from the ground up. So the picture of road safety is a very easy one to paint. The big global headline from the WHO is 1.24 million traffic deaths every year, and as many as 50 million injured. Just bring that into perspective, and I'm sure we've seen some of these, but that's 3,400 deaths a day. That's two per minute. That's to say that 250 people have died since we've started this presentation. It's the eighth biggest killer in the world. We've seen in Romania, it's the second biggest killer in this country. So you can see where that sits. When we talk 50 million are injured each year, there was some interesting statistics given by Vlad in terms of remaining towns that would impact. If we look at the global snapshot, 50 million injured
that's every man, woman, and child in South Africa being injured in a car accident. And that's seriously injured. That's life-impacting injuries. That's the same as Spain, or to be closer to home for the Ukraine. Every man, woman, and child seriously injured in a single year. And it's all man-made. How safe you are depends on where you live. This we know. Developed countries, low middle income countries are overrepresented. Romania in Europe, in perhaps the safest area in the world, Romania is overrepresented in terms of traffic death and injury. But here's the message. There's light. There are solutions. There are simple methodologies, proven, effective implementations that make a difference. Helmet wearing can reduce death and injury dramatically. Seat belts, simple, regulated for, will reduce death and injury. Enforcing drink driving, and indeed having the drink driving legislation and enforcing that will reduce road deaths and speed. Speed, perhaps the world's biggest killer. A 5% cut in average speed can result in a 30% reduction in the number of fatal crashes. These are simple things, and they can and are implemented globally, and they can be done so here. Very briefly, GRSP were founded in 1999 in response to recognition of the global crisis that is road crash death and injury. It was a World Bank initiative and were hosted by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. What that means is it gives us access to the largest humanitarian network on the globe. That's it gives us an auxiliary position to government. It allows us to advocate, to push the legislators for proper law. It gives us access to 187 national societies and 13 million active volunteers, all working towards our goal, which is the sustainable reduction of road crash death in China. We operate globally. We operate currently in 36 countries across 5 regions. What this means is that it recognises that road safety is not a national issue. It's not purely local. Lessons can be learned from one country to the next, from one region to the next, from one partner to the next. And this is what the Global Road Safety Partnership seeks to do, to put the right people around the table with a singular focus.